Pe 4 iulie 2017, în sala sinodală din reședința patriarhală, sub președinția prefericitului patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea episcopului vicar pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și a episcopului vicar pentru Arhiepiscopia Aradului. Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe preacuviosul părinte, arhimandrit Damaschin Lucian, ca episcop vicar pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu 39 de voturi din 45 valide exprimate. Noul episcop vicar va purta titulatura preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul. De asemenea, Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe preasfințitul părinte episcop vicar Emilian Loviștanul, drept episcop vicar pentru Arhiepiscopia Aradului, cu 43 de voturi din 46. Noul episcop vicar va purta titulatura preasfințitul părinte Emilian Crișanul. Și Sfânta Evanghelie, cuvântul dumnezeiesc al Mântuitorului Hristos, care ne luminează viața noastră, că de aceea ne-am desprins de lumea de jos, de toate grijile, de toate problemele, de toate frământările pe care le avem acolo jos, ne-am înălțat aici ca să scăpăm de ele și să ne transfigurăm ființa noastră prin participarea la Sfânta Liturghie, prin rugăciune, prin credință și prin împărtășire din Cuvântul lui Dumnezeu.